Reprezentanții fiecărui liceu au avut câte un stand propriu, unde au prezentat nu doar oferta educațională, ci și dotările pe care le au sau premiile obținute la competițiile naționale ori internaționale. Așa că elevii de clasa 8-a au avut ce să vadă, mai ales că mulți se gândesc încă de pe acum la ce carieră vor să urmeze, după cum i-au îndemnat și inspectorii sau profesorii prezenți la eveniment. Colegiul Tehnic Gheorghe Asache organizează astăzi, cred că la noi este a 6-a ediție când școala noastră este organizatoare. Toate liceele din județ propun oferta educațională. Elevii claselor a 8-a sunt invitați să viziteze standurile și să se informeze. Eu vreau să merg la Eminescu, sunt elevii între a 5 acolo la liceul Eminescu și îmi place foarte mult. Profesorii sunt foarte de treabă, colectivul foarte bun. Medicină. Organizăm acest eveniment tocmai în ideea de a le oferi posibilitatea elevilor, dar și părinților, de a se informa într-un mod cât mai corect și cât mai conștient asupra ofertei educaționale pe care unitățile de învățământ liceal și profesional din județul Botoșani le au la dispoziție pentru anul școlar 2018-2019. Tot acolo au fost prezenți și reprezentanții Școlii Profesionale de Cooperație, înființată în anul 1946, care s-au mândrit cel mai mult cu Elisa Maxim, câștigătoarea concursului IE Românie, dar și a unei Olimpiade Naționale de Bucătărie. Este o școală foarte bună, care te duce spre un viitor super, o meserie, cum se spune, meseria brățară de aur. Deci, cred că pentru elevii de clasa 8-a ar fi o oportunitate excepțională. Pentru anul școlar 2018-2019, Școala Profesională de Cooperație vine cu o ofertă, vine cu următoarea ofertă, o clasă de bucătari, două clase de ospătar și o clasă de frizer, coafor, manicurist, pedicurist. Târgul se va redeschide și sâmbătă, timp de 4 ore, începând cu ora 10.